Matei, capitolul 5. Fericirile. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și când a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucrurile și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, pentru că tot așa i-au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai e bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, și oamenii nu aprind lumina să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin.